sunt Laura și bine ai venit la Vertical Taste, locul în care preparăm împreună rețete gustoase și sănătoase. Astăzi vreau să mă joc cu ingredientul meu preferat, năutul. În volumul Rămâi la masă, ți-am propus o rețetă pe bază de năut, o supă cremă de năut. De data aceasta, vreau să pregătim împreună o tocăniță de năut. Hai să vedem de ce avem nevoie. În primul rând, punem cuptorul la încins. 250 de grade, apoi o să mai scădem când băgăm năutul la cuptor. Apoi, punem tigaia la încins, adăugăm uleiul de măsline, ceapa, usturoiul. Avem nevoie de o lingură de lemn ca să amestecăm bine până se rumenește. Adăugăm ocovul tras pe înrăzătoare. Punem ardeiul roșu care e tăiat în cubulețe. Lăsăm pe foc aproximativ 5 minute până se mai compoziția. Amestecăm foarte bine. Cam așa ceva. Adăugăm roșiile. Putem să dăm puțin focul mai încet dacă considerăm că suntem depășiți efectiv de situație. Punem năutul. Năutul trebuie lăsat la muiat cu noapte înainte, apoi se scurge apa, deci nu folosim și apa respectivă. Îl fierbem cam o oră și jumătate, trebuie fiert foarte bine. Și îl punem aici, frumos, în tocănița noastră. Propun să punem niște sare și piper. După gust, mie îmi place mai mult piper. Și mai puțină sare. La tine mai puțină sare. Avem nevoie de un vas de lut. Ca acesta. După ce am lăsat pe foc aproximativ 5 minute, să adaugă în vasul cu plicina. Pune capacul și se bagă la cuptor. Dăm cuptorul la 180 de grade. Schimbăm cuptorul de la 250 de grade, le dăm la 180 și lăsăm tocănița 25 de minute aproximativ la cuptor. Gata tocănița! Ia să vedem! Da, arată foarte bine. Eu cred că ar putea fi consumată liniștit de cei care țin post, de cei care sunt vegetariani, dar și cei care au intoleranță la gluten. Am să pun două boluri. O adevărată tocăniță, nu, eu nu m-am jucat deloc. Foarte bine arată. Cuptor în bucătărie, dragilor. Pune puțin pătrunjel. Să dăm și mai multă culoare. Ca și data trecută, fie că testați sau nu rețeta, eu aștept sugestiile și părerile voastre în căsuța de comentarii de mai jos. Noi ne revedem data viitoare cu noi propuneri, noi provocări, dar până atunci abonați-vă la Vertical Taste. Fii sănătos, fii fericit, fii vertical!